Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit! Suntem iarăși cu istoricul Mihai, acum deja îi spune Mihai, și suntem, într-un cimitir. Da. Hai că mai avem câteva materiale în cimitir și acum te salut, Mihai. Nina e acolo în spate cu camera. Bună, Nina! Așa. Ce facem astăzi și cum de-am nevenit într-un cimitir, așa, dintr-o dată? Da, o să pornim într-o explorare urbană către cartierul Bata Luminoasă. Ok. Și pornim din fața cimitirului Iancu Nou. Este un cimitir între blocuri, la fel cum este și uriașul cimitir Izvorul Nou din zona Dristorului sau cel din Sălăjean. Și vom porni pe strada Batra Luminoasă către cartierul Batra Luminoasă. Ok. Și o să luăm ușor. Deci aici avem un cimitir micuț, micuț. Da, e micuț între blocuri, între blocuri. Este e pe colț cu șoseaua Mihai Bravo cu exact. Batra Luminoasă. Da. Și în capăt se marginește cu șoseaua Iancului. Exact. Și acum, gata, să mergem. Am văzut și câteva capele. Poate la un moment dat o să facem și un material despre cimitir, dar vedem noi. Da. Bun. Să mergem ușor și să o luăm de la început. Așa. Cartierul Batra Luminoasă a luat numele, denumirea a luat-o de la institutul, de la azilul de orbi Batra Luminoasă, care a fost ctitorit de regina Elisabeta în anul 1906. Regina a ctitorit acest edificiu după modelul unui institut de orbi din localitatea sa natală din Renania. Deci după acel a luat ca bune practici acel institut de orbi din Renania și a instituit acest așezământ pentru protejarea socială, pentru protecția socială a orbilor, a nevăzătorilor. Da. Parcelarea pe care s-a construit, pentru că așezământul este în capătul străzii Batra Luminoasă. Da. Astăzi este Liceul Tehnologic Special Regina Elisabeta, îi poartă numele. Adică practic e în față și pe stânga. În capăt, e în față, pe stânga e? Da, cred că pe stânga sau pe dreapta, nu okay, mai știu, okay. Trebuie să văd numerele poștale. Bun, și terenul a fost achiziționat de la o proprietăreasă, de la o moșereasă, Mărcuța Matache. Da. Strada s-a numit Mărcuța Întrevii până în 1920 și din 1920. Deci asta, da? Da. Strada asta. Da. Okay. Până în 1920 Mărcuța Întrevii și din 1920 Batra Luminoasă. Ok. Aici în azilul de orbi, să ai grijă puțin, da. Așa. Nevăzătorii aveau la dispoziție, era un fel de internat. Pensionarii azilului aveau la dispoziție, urmau cursuri, apoi lucrau la diferite împletituri, coșuri, copiii făceau figurine din plastic. Da, era o tendință de a ajuta pe cei aflați în nevoie, persoane cu dificultăți, cu nevoi speciale. Da. În anii ulterior după război, azilul de orbi a trecut în subordinea Ministerului Muncii, iar în timpul crizei economice, evident, efectivele au subțiat și la fel și angajații și din, să zicem, 15.000 de orbi care erau de nevăzători, care erau contabilizați de Ministerul Muncii în 1932, azilul oferea găzduire doar pentru 50-70, deci era foarte, avea un impact destul de redus. Da, da. Bun, asta, dar era prin timpul crizei economice. Ulterior, institutul s-a dezvoltat pe timpul comuniștilor într-un centru școlar, într-o școală profesională. La fel s-a păstrat destinația. În mare parte s-a păstrat destinația de a ajuta pe persoanele nevăzătoare. Bun, acum am intrat în cartierul Batra Luminoasă. Aceste blocuri sunt blocuri sovietice după model... Adică cele din dreapta, da, acum, da? Da, cele din dreapta. Ele sunt edificate, sunt construite în anul 1954-55. Atunci s-au început lucrările de construcție. Mai întâi a fost dat un decret de expropiere a unor terenuri care aparțineau unor particulari. Erau terenuri mici, de câte 100-200 de metri pătrați. După expropierea acestora, apoi a intrat pe fir trustul 3 construcții, care a ridicat în decurs de un an, doi, până în 1956, blocurile erau deja ridicate. După cum se vede, la vedem fel ca o arcadă cu o curte interioară. Exact, la fel ca în Panduri și ca în București și noi. Avem și această am mai văzut așa, scuză-mă că spun și că am mai văzut așa la Brâncoveanu, Constantin Brâncoveanu, este zona de pe colț, Constantin Brâncoveanu cu Olteniță, e tot ceva aha, de genul acesta e. Da. Da, da, cred că e altă parcelare. Ok, ok. Da, și înăuntru, în interior, se vede în interiorul, în parcul care formează, pentru că blocurile sunt construite într-un fel de pătrat, da. Avem un părculeț, pentru că era ideea de comunitate, pentru că în timpul liber
sâmbătă și duminica cetățenii, muncitorii să iasă cu copiii, să se relaxeze, să aibă timp liber și să-și desfășoare activitățile de weekend. O idee foarte bună, pentru că la fel este, se construia ideea de a oferi cât mai mult spațiu verde. Bun, acestea sunt construite în anii 50, deci am spus 54, 55, 56. Da. Apoi vom merge către inima cartierului. Cartierul a fost construit de către Casa Construcțiilor. Deci data trecută am vorbit despre parcelarea Raion, care era una dintre cele 23 de parcelări construite de Societatea Comunală pentru Locuințe Ieftine în perioada 1911-1948, da, până a fost naționalizată și ea. Această Societate Comunală pentru Locuințe Ieftine a ridicat locuințe în 23 de parcelări. Una dintre ele este, așa cum am fost data trecută, parcelarea Raion. Da. Parcelarea Raion, care era una dintre cele mai mari parcelări. Au fost 600 de locuințe construite în acea parcelare. Dar acest cartier nu a fost construit, așa cum spuneam, de Societatea Comunală pentru Locuințe Ieftine, ci de Casa Construcțiilor. Casa Construcțiilor, care a luat naștere în anul 1930, deci în timpul crizei economice. Tocmai pentru ca guvernul să vină în întâmpinarea acestei nevoi de a oferi locuințe confortabile muncitorilor și funcționarilor. Bun, acum dacă e să facem statistici, să comparăm cât s-a construit înainte de 48 și cât s-a construit după 48, evident că datele sunt mult în favoarea regimului comunist, pentru că deci Societatea Comunală pentru Locuințe este a construit 4500 de locuințe în 23 de parcelări, da, pe o perioadă de din 1911 până în 1948, deci într-o perioadă vreo 30 și ceva 30 și ceva de ani. Ori vă dați seama, numai în anul 1961, în București, s-au construit 12.000 de apartamente. Da. Deci cam asta era diferența între, da, ce s-a construit înainte și ce s-a construit după. Bun, Casa Construcțiilor se ia naștere în anul 1930, iar în 1933, pe 23 august, se inaugurează lucrările de construcție, se pune piatra fundamentală la lucrările de construcție a cartierului Vatra Luminoasă, a primei parcele, pentru că și cartierul s-a construit tot în etape. În trei etape a fost construit. Da. O primă etapă 1933-1938 cu 200 de locuințe. O altă etapă 1938-1945 cu 400 de locuințe și o ultimă etapă din 45 până în 49, da, cu 90 de locuințe. Deci în total avem aproape 700 de locuințe. Iar în ultima etapă s-au construit două sau trei blocuri, dar pe partea cu strada Maior Coravu. Adică astea pe care le vedem în altă sau celelalte? Astea sunt niște plombe făcute în anii 60-70. Okay. Cele construite în ultima etapă, în a treia etapă, sunt pe strada Maior Coravu. Adică deci mult mai în dreapta. Da, în dreapta o stradă paralelă care mărginește cartierul Vatra Luminoasă. Exact. Cartierul este mărginit spre sud de Bulevardul Pierre de Coubertin, da, la nord de șoseaua Mihai Bravo, da, Vatra Luminoasă, strada Vatra Luminoasă și în dreapta strada Maior Ion Corabu. Da. Iar în stânga avem alte două parcelări, parcelarea Iancului 1 și Iancului 2. Pentru că în stânga avem șoseaua Iancului. Da. Dar nu avem treabă cu cele două parcelări, nu vom intra în ele, ne vom ține pe ne vom axa pe Vatra Luminoasă. Da. Bun, acum va trebui să facem un pic dreapta. Da, o să trecem pe acolo. Da. Casa Construcțiilor, așa cum am spus, a început lucrarea în 1933, construia două tipuri de locuințe în cartier. Locuințe populare pentru muncitori, care puteau avea o suprafață maximă de 80 de metri pătrați plus dependințe, ceea ce e bine. Foarte bine, e, da, fantastic. Da. Da. Și locuințe economice, al doilea tip de locuințe, da, locuințe economice pentru funcționari. Cu spații mai mari, bănesc, cu spații, nu? Mai mari, da. Suprafața maximă prevedea 150 de metri pătrați, plus dependințe. Ok, tot așa, da, două camere sau? Și maxim 5 camere. Oh, ok. Da, da. Okay. Și, da, într-adevăr, calitatea era fantastică. Adică eu stau într-un apartament de două camere în 42 de metri pătrați. Iar suprafața maximă prevăzută pentru locuință populară era de 80 de metri pătrați. Da, totuși, da, pentru... Bun, evident că, da, trebuie să traversăm... Da, hai să ne uităm, să ne asigurăm. Așa. Da. Tocmai de aceea ne-ai spus în episodul trecut că
Au fost și alți oameni care au vrut să aibă apartamente aici. Da. Evident, ele au fost destinate, erau destinate în principal muncitorii mei și funcționării mei. Da, da. Bineînțeles, cei de la Casa Construcțiilor au avut întâietate, sau acolo s-au mutat casierii, contabilii, economiștii. Casa Construcțiilor nu avea un efectiv foarte mare, erau 20-30 de funcționari. Deci acoperau o parte foarte mică. Da. Dar funcționarii superiori, evident, că au primit locuințe aici în cartier. La fel și cei doi arhitecți, Hanciu și Aprihăneanu, au primit tot aici în cartier locuințe. Da. Bun, și aceste două tipuri de locuințe, pe aceste două tipuri de locuințe s-au axat lucrările de construcție. Acum am intrat în cartier. Da, vedem birișoarele pe partea dreaptă. Da, pe plus 1 sunt toate, cu excepția celor construite în ultima etapă, a treia etapă, 46-49, cele trei blocuri construite sub mandatul de ministru al muncii al lui Lothar Rădăceanu. Lucrările au demarat pe 23 august 1933 și s-au încheiat pe 23 august 1949. De ce spun asta? Pentru că... Au ținut în mod expres în primul pe 23 august să se întâmple? Nu, a fost o întâmplare în 1933. În 1933 cred că a fost o întâmplare, dar în anul 1949 deja avea o semnificație aparte, da. Pentru că era ziua națională. Da. 23 august, se întâlneau numai și 5 ani sau 6 ani de la actul de la 23 august. Da. Să o luăm un pic, pentru că vreau să vă arăt ceva aici. Da. Bun, și de ce spuneam că totul este legat de ziua de 23 august? Pentru că în cartier vom merge... Există o vilă care are un rol important în actul de la 23 august 1944. Da, deci avem spus la un moment dat. Avem, da? 23 august 1933, inaugurarea. Da. Până ajungem acolo. Inaugurarea avem în 23 august 1933, da. Avem 23 august 1944 și avem încheierea lucrărilor în 23 august 1949. Evident, după, în anii 50, așa cum v-am spus, s-au mai construit în cartier blocurile pe care vi le-am arătat, blocurile de tip sovietic, blocurile construite aici în vatra luminoase, care au fost ridicate de trusul 3 construcții. Zidarii lucrau după metoda sovietică Orlov. Organizarea muncii era de așa manieră încât să respecte normativele sovietice, pentru că încă eram sub, da. Eram la începutul comunismului de război și abia eram la un an de la moartea lui Stalin și totul era după model sovietic. Da. Adică amprenta Uniunii Sovietice era foarte pregnantă asupra societății românești la acea vreme. Și evident, după aia s-au mai construit alte blocuri. Aici suntem pe un fost parc. Aceste blocuri s-au construit în anii 70. Da. Da, în anii 70. Sunt tot felul de plombe care au fost introduse în cartier, în special în anii 70. Adică plombe te referi efectiv la blocuri de genul acesta, da, nu? Blocurile acestea, care unele merg și către șoseaua Mihai Bravu. Da. Și de ce vă spun aici? Pentru că aici era un parc, se chema Parcul Ilie Moscovici. Ilie Moscovici a fost unul dintre fruntașii socialiști, fruntașii social-democrați care au locuit și ei la rândul lui în cartier. În cartier au mai locuit social-democrați. Este un fel de cartier al stângii. De ce? Pentru că Casa Construcțiilor și Casa Asigurărilor Sociale, pentru că Casa Construcțiilor după 3 ani de zile intră în subordinea Casei Centrale a Asigurărilor Sociale și, în general, aceste instituții erau... Socialdemocrații au o influență asupra lor, pentru că, evident, ei fiind de stânga și apărând interesele clasei muncitoare, aveau și o oarecare influență în aceste instituții. Și atunci Iosif Jumanca, Ion Fluieraș, Ilie Moscovici, toată această pleiadă de lideri socialdemocrați, socialiști mai întâi și socialdemocrați din perioada interbelică, au avut și au pus amprenta pe edificarea cartierului Vatra Luminoasă. Iar aici suntem pe locul fostului parc Ilie Moscovici, un parculeț care a funcționat până în anii 70, când s-au ridicat aceste două, trei blocuri. Da? Da. Iar bustul lui Ilie Moscovici... Era și bust aici. Da, nu mai e, din păcate, pentru că a fost demolat în anii 70, după ce s-a început, înaintea începerii lucrărilor de construcție la aceste blocuri. Așa. Bustul său era undeva aici, o să vi-l arăt și pe... Da. Era chiar aici, în grădinița asta. Da. Da, chiar aici. Da. Oare pe unde o fi ajuns? Da, nu știu, din păcate. Bursul său a fost inaugurat în anul 1946. Da. Într-o ceremonie, evident, la acea vreme, în toată Europa, mișcarea social-democrată, mișcarea de stânga. Acesta este, da, este Ilie Moscovici în tinerețe. Da. Așa.
Da, și aici este Ilie Moscovici la bătrânețe, da. Bustul era aici, așa cum am spus, s-a inaugurat într-o ceremonie în noiembrie 1946. Evident că la acea vreme Partidul Social Democrat se afla într-o alianță în Frontul Național Democrat cu Partidul Comunist. Peste tot în Europa stânga era victorioasă, câștigau în alegeri, inclusiv în Marea Britanie. În Franța, Partidul Comunist și la fel Partidul Social Democrat avuseseră scoruri foarte mari la alegeri. Și în România, evident, noi aflați fiind sub ocupație sovietică, dar și această victorie armatei sovietice asupra Germaniei naziste și a pus amprenta pe regimul politic, în sensul că s-au dezvoltat, s-au disipat, s-au propagat foarte bine ideile de stânga. Evident că îi susțineau Partidul Comunist, dar pe lângă Partidul Comunist s-a luat amploare și Partidul Social Democrat, care, bineînțeles, în anul 1946 se șindează, devine o aripă favorabilă comuniștilor și o aripă care a vrut să candideze independent, titeliștii, cei al lui Partidul Social Democrat, al lui Titel Petrescu. Da. Ilie Moscovici a murit în anul 1946 și din această cauză bustul este inaugurat în anul 1946. Bun, și acum o să o luăm imediat un pic către strada Constantin Tănase, dacă mi-aduc bine aminte. Vedem acum, da. Pentru că pe această stradă, pe Constantin Tănase, la numărul 2B, se găsește locuința Vila, care în perioada războiului, în perioada 1943-44, a locuit Emil Bodnăraș, într-o casă conspirativă a lui Emil Bodnăraș. Da. Bodnăraș, care era... alias conspirativ, nom de guerre, inginerul Ceaușu sau Spătaru, care după ce a ieșit din lagăr a început să activeze mișcarea comunistă subterană și a avut un rol important în actul de la 23 august. Un act evident condus de conspirația a fost condusă de regele Mihai, dar și comuniștii au avut rolul lor alături de Partidul Social Democrat, Partidul Național Țărănesc și Partidul Național Liberal. Și când în momentul în care l-au arestat pe Ion Antonescu, împreună cu Mihai Antonescu și ulterior cu Mircea Elefterescu, prefectul Capitalei și ministrul de război Constantin Pantazi, la ora 3 dimineața, noaptea de 23-24 august, i-au adus în această vilă de pe strada... Da, Constantin... Aici? Asta, chiar asta, Constantin Tănase. Văd că acum se numește... Da, este la Sighișoara. Da, se află la... Vila se află la... Asta e Constantin Tănase. Exact. Și asta e Sighișoara. Și casa este... Aceasta. Aceasta de aici. Da. Care arată tot așa, nu? Da, arată foarte bine. Așa arăta în anii 50-60. Uite. Uite aici. Da, așa era în anii 50-60. Așa. Se vede... Da, imediat. Da. Exista și o placă undeva aici, pusă după 1945, cred că în anii 50 a fost pusă. Da. Care, din câte știm, placa mai e păstrată bine, din câte am înțeles. Da, să vedem numai puțin. Aceasta era conducerea Partidului Comunist Român la momentul 23 august 1944. Conducerea fusese schimbată în aprilie 44. Ștefan Furiș era secretarul general al partidului până în aprilie 44 și a fost debarcat de la conducere de o troică formată din Emil Bodnăraș, Constantin Pârvulescu și Iosif Rangheț. Deci era o conducere colectivă la momentul 23 august 44. Da. Iar Emil Bodnăraș se ocupa cu aripa paramilitară a partidului, adică înarmarea luptătorilor, patrioților care urmau să preia puterea în caz de răsturnarea regimului Antonescu. Deci ei se pregăteau de primăvara lui 44. Da. Și din această cauză, Emil Bodnăraș este cel care s-a ocupat de arestarea lui Ion Antonescu și de a trimite această grupă de 10 patrioți de la Palatul Regal, care au trimis cu un autobuz și două mașini. Ei au fost ținuți aici în această vilă din 23 august până în 31 august, da. 44. Vila a fost condusă de... Paza a fost condusă de Nicolae Prosan, iar gazdele erau fratele lui Emil Bodnăraș, Manole Bodnăraș și soția sa, Elena. Și au fost găzduiți în această vilă Mircea Elefterescu, Constantin Pantazi, Mihai Antonescu și Ion Antonescu, iar pe 31 august ei au fost predați trupelor sovietice care intraseră prin sudul Bucureștiului pe la bariera Colentina. Da. Să încercăm să... Să încercăm? Da, să vedem încercăm. Dacă reușim să vedem placa comemorativă. Dacă... Sau, mă rog, placa care e l-a pus aici pe perete. Bun, deci am trecut de
vila lui Bonăraș, da. Casa conspirației lui Emil Bonăraș, care se afla, așa cum am spus, pe, la intersecția străzii Sighișoara cu Constantin Tănase. După, în anul 1948, numele străzilor, de fapt, erau inițiale, pentru că în fiecare parcelare, în perioada interbelică, se dădeau, se atribuiau litere inițiale. Era strada A, B, C, F, okay, la fel okay. Și Parcul Jeanu, la fel, în orice până parte, se construiau. Parcul, exact, până da. Și în parcelarea Steaua, în fine. Iar în anul 1948, sau aceste litere au fost transformate, li s-au dat nume de străzi. Comuniștii, evident, au dat între cartierul, au dat numele străzilor unor socialdemocrați și comuniști care au activat la începutul secolului 20, în primii ani ai secolului 20. De pildă aici suntem pe strada Otoi Călin, Dr. Otoi Călin. Deci, actuală, da? Da, actuală. Cu denumire actuală, da? Otoi Călin. Ea a rămas din 1948 până deci în zilele noastre, da. Uh-huh. Pentru că după 1990, evident, străzile cu nume de comuniști, de exemplu, Pavel Tkachenko, strada Constantin Tănase, actorul Constantin Tănase, înainte de 1990, se chema Pavel Tkachenko, care a fost liderul organizației basarabene a Partidului Comunist, liderul Partidului Comunist din Basarabia, și care a evadat de mai multe ori, a fost arestat, trimis în judecată, a evadat și până la urmă a fost împușcat sub pretextul fugii de sub escortă. Era o practică, o tradiție administrativă prin care regimul burghez de obicei se dispensa de persoane indezirabile politic. Da. Cei mai periculoși sfârșeau, la fel cum au sfârșit și mulți legionari. Bun, acum suntem pe strada Otoi Călin, am trecut de Constantin Tănase, care s-a chemat Pavel Tkachenko. Vila conspirativă era la conferința străzilor Constantin Tănase cu Sighișoara. Sighișoara s-a numit înainte de 1989, s-a numit strada Constantin Burcă. Da. Constantin Burcă a fost un comunist, fratele generalului Mihail Burcă. Mihail și Constantin au luptat în Spania, în brigăzile internaționale din Spania, deci au fost voluntari. Și noi am trimis, Partidul Comunist a trimis circa 400 de voluntari în Spania. Și Constantin Burcă s-a transformat în Sighișoara. Acum suntem pe Otoi Călin, acesta este parcul Otoi Călin. Da. Un parc aflat în mijlocul cartierului. Trebuie să spunem că cartierul Vatra Luminoasă a fost unul dintre cele mai reușite proiecte imobiliare din perioada interbelică. Deci este un cartier care la fel beneficiază de biserică, este acest liceu special, liceu tehnologic special Regina Elisabeta. Deci avea baze sănătoase, da, pentru locuire. Da. Evident, vedem în capătul biserica. Da, biserică. Evident, așa cum am spus, problema locuirii nu putea fi rezolvată în condițiile astea, adică cu câteva sute de locuințe inaugurate pe an, era imposibil. România în perioada interbelică a avut 15 milioane de locuitori, București avea și el cam un milion de locuitori. Da. Industria totuși luase amploare, chiar dacă eram slab industrializați, totuși aveam uzinele Malaxa în București, aveam Volfu, aveam Lemaître, viitorul timpuri noi. Ori, evident, problema locuirii, criza spațiului locativ a dăinuit până în perioada comunistă, la fel și în anii 50. Comuniștii s-au confruntat cu o mare criză a spațiului locativ și de aceea au demarat aceste lucrări edilitare urbane intensive. Și în București, și noi, și în Panduri, și la drumul Sării, aici, în Vatra Luminoasă. Și ulterior au luat amploare, evident, în anii 60-70. Da. Ideea este că după Revoluția Bolșevică din 1917, din Rusia, elitele vremii, elitele burghezi ale vremii, au ajuns la concluzia că trebuie să facă niște reforme în domeniul social. Ministerul Muncii s-a constituit în 1920. Grigore Trancuviaș a fost unul din promotorul politicilor publice în zona socială, cel care este și un fel de tătic al Casei Construcțiilor. Și, așa cum am spus, au trebuit să demareze niște reforme în zona socială. Repausul duminical trebuia să legifereze. Repausul duminical s-a constituit la sfârșitul anilor 20, s-a constituit Inspecția Muncii. Deci au trebuit să reglementeze oarecum organizarea muncii, pentru că, evident, patronatele au tendința, dacă nu sunt reglementate, să facă ele după capul lor. Capul lor, da. Atunci, evident, da, nu iese bine.
atât cât se putea, cu sindicate, existau sindicate galbene, adică sindicatele care erau favorabile patriotilor și sindicatele roșii ale socialdemocraților și comuniștilor, să zicem. Da, da. Comuniștii se luptau între ei cu socialdemocrații în perioada interbelică, se acuzau unii pe alții că nu sunt prea intransigenți cu lupta revoluționară împotriva patronatelor și a elitelor burgheze. Da. Dar ușor, ușor s-au făcut pași, evident. Bine, nu îndeajuns, pentru că asta a fost și o problemă după venirea comuniștilor la putere, pentru că dacă ar fi demarat niște reforme mult mai de amploare pe zona socială, poate nici represiunea comunistă n-ar fi fost atât de puternică. Pentru că cei care au venit la putere în anii 50, cam toți au făcut pușcărie, da, în perioada interbelică. Și vă dați seama cu ce bagaj de răzbunare venea un portofoliu, să zicem. Bun, acum am ajuns undeva. Un pic numai... Cred că trebuie să luăm un pic în stânga. În stânga, da. Să traversăm pe la, okay, să traversăm pe la trecere. Ah, și mergem pe partea cealaltă. Da, să ajungem tot cu biserica. Spre luminoasă, spre... Acolo avem Arena Națională. Da, deci după biserică, în partea dreaptă, e Arena Națională. Tony Bulandra este marginea, oarecum, limita cartierului. Și din câte am observat că ne-a dat așa o mică listă cu străzile care și-au schimbat denumirea, am văzut că sunt vreo 10 străzi care și-au schimbat denumirea. Da, și-au schimbat denumirea, vreo 10, cam așa, da. Și din fericire doar o singură dată. De obicei, denumirea se schimbă de vreo 2-3 ori. Deci au fost străzile, se chemau Lazar Grunberg și Bernat Andrei, de pildă. Lazar Grunberg a fost un... Și Andrei Bernat și Lazar Grunberg au murit în masacrul de la Râmnița în 1944. Ei au fost lideri comuniști care au fost... Vino un pic mai încoace, da, că o să-ți intre oamenii în cadru. Așa. Perfect, super. E foarte bine, scuză-mă. În perioada războiului au fost întemnițați la Doftana Caransebeș și apoi în lagărul de la Târgu Jiu și de acolo au fost deportați în Transnistria. Și în 1944, în martie, când trupele germane și române se retrăgeau de pe frontul de est în fața tăvălugului sovietic, un detașament de trupe calmuce din SS a intrat în închisoarea din Râmnița și a lichidat pe toți prizonierii politici care se aflau la aproximativ 100 de deținuți politici. Și printre aceștia s-a aflat și Lazar Grunberg și Andrei Bernat. De ce i-am menționat? Au avut ambii străzi aici după 1948, da. Cei doi au avut nume de străzi aici în cartier. Îl menționez pe Andrei Bernat pentru că este tatăl natural al lui Mircea Răceanu. Mircea Răceanu a fost ultimul condamnat la moarte în perioada regimului comunist. A fost un diplomat român din Ministerul Afacerilor Externe, era directorul adjunct al unei direcții din MAE și în anul 1989, în ianuarie, a fost arestat pentru că el furniza o serie de informații nu clasificate ambasadei americane, era în relații foarte bune cu diplomații americani și pur și simplu le spunea ce se întâmplă în țară, nu furniza date secrete, le spunea despre represiunea politică, despre revolta muncitorilor de la Brașov și avea un canal de comunicare cu ambasada americană. Da. Și la un moment dat, în ianuarie, ăștia au început să afle securitatea și l-au arestat în ianuarie 1989. A fost anchetat în Calea Rahovei, la Direcția 6 a Anchetei Penale a Securității, iar în vara lui 1989 a fost condamnat la moarte. Dacă mai stătea câteva luni, poate că scăpa. A scăpat, n-a fost executat, dar pentru că a intervenit George Bush tatăl, George Bush senior. George Bush senior i-a trimis în octombrie sau septembrie, nu mai știu bine minte, în 89, deci după 2 luni de la condamnare, i-a trimis o scrisoare lui Nicolae Ceaușescu și l-a rugat expres, în mod expres, să comute pedeapsa de condamnare la moarte în închisoare pe viață sau în 25 de ani închisoare. Și Ceaușescu s-a conformat, da, într-adevăr, da, și a dat un decret prezidențial prin care i-a comutat pedeapsa lui Mircea Răceanu. Dar cel care l-a judecat pe Mircea Răceanu și l-a condamnat la moarte în vara lui 1989 este colonelul, șeful completului de judecată la Tribunalul Militar Teritorial București, a fost colonelul Gică Popa, cel care avea să-l condamne la moarte și pe Nicolae Ceaușescu în decembrie 89. Ok, poftim. Da, pentru că Gică Popa, înainte să-l de procesul de la Târgoviște, evident, în calitate de magistrat militar, de colonel de justiție militară, a judecat foarte multe procese și politice, pentru că fiind contra urmăririi socialiste. El era omul potrivit pentru asta, da. Evident, da, da. Și era foarte intransigent. Și el a avut după aia această cădere și s-a sinucis în anul 1990, în martie, la câteva luni după execuția lui Ceaușescu. Da, și de asta l-am menționat pe Andrei Bernat, pentru că Mircea Răceanu, fiul său, care a fost condamnat la moarte, s-a născut în penitenciarul Băcărești, deci în detenție. Da. În timp ce
mama lui, Ileana Răceanu, se afla în detenție la penitenciarul Băcărești. De undeva prin 42-43, nu mai țin bine minte. Iar tatălui adoptiv, Grigore Răceanu, pentru că Andrei Bernat a murit, așa cum a spus, la Râmnița, tatălui adoptiv, Grigore Răceanu, care a fost un important militant comunist și în perioada ilegalității, și tatăl său, Grigore Răceanu, a suferit în anii 50 de pe urma lui Dej, a fost marginalizat de către Dej. El a fost o voce singulară oarecum în Partidul Comunist, era, vocifera foarte mult și avea opinii ferme și este unul din autorii scrisorii celor șase. Scrisoarea celor șase din martie 1989, semnată de Constantin Pârbulescu, Silviu Brucan, o scrisoare care condamna politicelui Ceaușescu. Aha. Nu era o scrisoare anticomunistă, era în logica Partidului Comunist. Condamna încremenirea regimului, dar da. nu milita pentru desfințarea, pentru abolirea regimului comunist. Da, da, da. Bun. Am divagat un pic. Acum să vedem la ce număr suntem aici, dar trebuie să ajungem la Liceul Tehnologic Special Regina Elisabeta, care este pe strada Batra Luminoasă, numărul 108. Dar trebuie să vedem pe aici la ce număr suntem. Codul poștal. Și ia uite un semn care ne arată că da. Aici este locul oamenilor cu probleme, bineînțeles, cu vederea. Da. Că de aceea este forma asta și am văzut și pe stâlpi panouri informative că pot traversa oameni care n-au vederea. Și noi ne aflăm în fața, Ne aflăm în fața Liceului Tehnologic Special Regina Elisabeta. Deci vechiul așezământ al orbilor, titorit, ridicat în anul 1908 și transformat ulterior în Societatea Orbilor din România. Așa cum spuneam, așezământul a fost ridicat odată prin donațiile reginei Elisabeta. Jumătate din renta sa de 80 și ceva de mii de franci a fost donată pentru acest așezământ. Dar evident că banii nu puteau acoperi toate lucrurile, pentru că dacă se vedeți în spate, sunt câteva pavilioane, deci nu este doar această fațadă. Se vede că e o curte destul de măricică și în jurul curții sunt niște pavilioane. Da. Și inclusiv președintele Roosevelt, Regina Elisabeta, i-a scris o scrisoare spunându-i despre ce e vorba și cerându-i un ajutor financiar. Dar pe lângă Roosevelt, regina a făcut apel la aristocrații vremii, la bogătașii vremii, pentru a dona diferite sume de bani și pentru a ctitori acest așezământ. Și care a fost ridicat între 1908-1909, cam așa. Da. Societatea a fost constituită în 1906, și destul de repede a fost ridicat. Și așa cum spuneam, în continuare aceeași destinație. În momentul de față știu că cursanții fac diferite cursuri de masaj, modelare, alte lucrări de meșteșugărești. Da. Păcat că nu putem intra, pentru că evident este o locație, este un loc care ține de Ministerul Educației și evident îți trebuie o aprobare. Acordul lor, da. Da, da. Uh-huh. Și pe strada Batra Luminoasă la numărul 108. Iar aici se vede și o veche plăcuță, da, care datează dinainte de 1989 și văd că rezistă stoic, așa. Doamne, ajută să vedem să reziste cât mai mult. Da. Rezistă. Da, rezistă. Și văd că a fost pusă cât de cât de curând. Da, cred că i-au aplicat da, niște șimuri. Tocmai ideea asta de a păstra. Ideea de a păstra. Foarte bine, foarte bine. Deci municipalitatea sau primăria de sector face un lucru bun. Da. Da, și acum o să ne oprim puțin, pentru că urmează noi să facem dreapta, să mergem puțin până ajungem în strada Maior Corabu. Exact. Bun. Suntem în capătul străzii Maior Corabu. Da. În față avem șoseaua care leagă șoseaua Mihai Bravu de Arena Națională. Adică exact în capătul străzii. Da. În spatele nostru avem fosta bază sportivă Electroaparataj. Da. Care din păcate astăzi nu știu ce statut are, dar văd că pe fostul teren de fotbal unde se antrenau tinerii și copiii, juniorii și copiii, sunt astăzi pavele, deci este complet dezafectat. În spate avem Arena Națională, da, stadionul de fotbal. În stânga avem Parcul Lia Manoliu, Parcul Național, turnul de parașutism. Da. În stânga avem aici baza de natație, sunt cele 3 sau 4 bazine olimpice. Un bazin acoperit de 50 de metri și un bazin descoperit de tot de 50 de metri, bazinul de sărituri, trambulinele. În dreapta avem marginea șirului de blocuri de vile,
al cartierului Vatra Luminoasă, spre care ne vom îndrepta acum, da, din nou. Haide. Trebuie să mai spunem că modul prin care putea fi achiziționat o locuință de la Casa Construcțiilor, după ce a intrat în subordinea Casei Centrale a Asigurărilor, din 1935-36, o locuință putea fi achiziționată în rate, costa în jur de 250.000-300.000 de lei. La acea vreme un salariu, să zicem, un gazetar obișnuit câștiga în jur de 3-4.000 de lei. Rata lunară pentru o astfel de locuință, rata lunară era de 1.200 de lei, ceea ce era cam mult. 1.200 de lei câștiga un muncitor necalificat. Parcelarea se adresa în special funcționarilor și muncitorilor, dar muncitorilor cu salarii mai mari, deci lucrătorii calificați, cei cu patalama, care își puteau permite din salariul cam trebuia lunar, să ai minim vreo 4-5.000 de lei, exact, pe lună, ca cam așa, să dai, da, da, să fii un slungar bine cu experiență, nu știu, un tâmplar, dar în special locuințele au fost atribuite funcționarilor, da, așa cum am spus, și evident, pe lângă această categorie socioprofesională, au intrat și foarte mulți potentați ai vremii, oameni politici, da, oameni directori din directocrația din administrație. Deci era un fel de cartier al muncitorilor, dar cei care erau la un alt nivel, asta e clar. Da, nu se adresa totuși. Poate că totuși la un moment dat cartierul a fost subevaluat. Da, pentru că ulterior și în zilele noastre, de fapt, aici în cartier, așa cum am stat de vorbă și cu doamna de la, de pe strada Constantin Tănase, sunt foarte mulți oameni avuți, da, cu averi, care au, și cum spunea și doamna, unii au și câte 5-6 mașini. Și cum s-a și văzut de altfel. Da. Lamborghini, Tesla și așa mai departe. Da. Uite, să ai grijă un pic în spate acolo. Da. Da. Bun, și acum sunt străduțele care traversează cartierul. O să o luăm un pic în sus și spre șoseaua Mihai Bravu. Acum, în stânga, avem parcul Lia Manoliu. Sau parcul național, cum, da, parcul mai este cunoscut, da, astăzi. Da. Lia Manoliu are și o statuie în zona pistei de atletism. Parcul care are legătură direct cu Teatrul de Vară. Cu Teatrul de Vară, da. Da, da, da. În capătul, da, într-un lateral al parcului se poate intra în Teatrul, da, de Vară. Da, da. Așa, iar... Deci oamenii aceștia au o liniște. Da. Aici, vis-a-vis de parc, e o stradă care nu este aglomerată, e, da, liniștită. Este un ideal al locuirii, să zicem, în zilele noastre. Da. Dar uite, acesta e deja un bloculeț. Da, astea sunt făcute în ultima etapă, sub mandatul de ministru al muncii al lui Lothar Rădăceanu, ministru social-democrat, deci aripa din social-democrată care a fuzionat cu comuniștii în 1948. A fost înghițit, de fapt, Partidul Social-Democrat a fost înghițit de Partidul Comunist în 1948 la un congres care a avut loc în prima jumătate a anului 1948. Da. Și, evident, social-democrații care s-au arătat favorabil regimului comunist au primit funcții în noul Partid Muncitoresc Român. Și Lothar Rădăceanu a fost unul dintre ei. El a fost ministru până în 1952. Deci la inaugurarea din 1949, din 23 august 1949, a participat și el. Și sunt foarte multe articole în presa centrală, din toată perioada, începând cu anii 30 până prin anii 50, cam așa, sfârșitul anilor 50. Se regăsesc, ele pot fi găsite pe site-ul Arcanum, un fel de mega bibliotecă digitală. Da. Și pot fi accesate la un click distanță. Vreau să vă mai arăt și bazele documentării mele. Este o monografie, o istorie a parcelărilor din București, scrisă de Andrei Răzvan Voinea, istoricul Andrei Răzvan Voinea. O lucrare excepțională. Apoi sunt trei broșuri despre Vatra Luminoasă, da, care acești animatori, inimoși animatori culturali de la Asociația Studio Zona le-au împărțit chiar și în locuitorilor din cartier. Există și o monografie a cartierului Vatra Luminoasă, pe care nu am la mine, scrisă de Andrei Răzvan Voinea și Irina Calotă.
Și ele sunt sursa documentară a peregrinării noastre. Deci, practic, cine vrea să citească... Exact, le recomand. Cred că poate găsi pe internet, nu? Da, 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 se pot le comanda pe internet. Cred că se mai găsește și la librăria Cărturești, dacă nu mă înșeală memoria, parcă acolo le-am mai văzut. Da. Și le recomand că sunt foarte bine documentate, conțin documente, fotografii de epocă, mărturii ale locuitorilor. Adică subiectul este atacat din toate pozițiile, da, să spunem. Și în mod profesionist, bineînțeles. Da, acum intrăm pe strada Dimitrie Marinescu. Da. Dimitrie Marinescu, așa cum spuneam, multe dintre străzile de aici din cartier poartă numele unor socialdemocrați. Dimitrie Marinescu a fost un tipograf care a făcut parte din conducerea PSD-ului. PSD-ul s-a reînființat în prima jumătate a decenului 2 al secolului 20, dar Dimitrie Marinescu a murit în timpul războiului, în primul război mondial. Cred că am și o fotografie aici, dacă mi-aduc bine aminte, cred că am luat la mine o fotografie, să vă arăt fotografia lui. Strada a supraviețuit, deci are titulatura din 1948 încoace, nu a fost modificată. Da, exact. Acesta este. Da. Așa, el este Dimitrie Marinescu. Da. Da. Așa, ca să le bagă înapoi. Iar asta văd că are legătură directă cu Vatra Luminoasă. Da, și este una e posibil ca și mai departe să ajungă până pe Iancului. Nu știu sigur, dar vedem când ajungem în cap. Da, da. Deci este una dintre străzile care, a cărui denumire a supraviețuit. Pentru că după 90, străzile care au purtat numele unor comuniști, Leonte Filipescu, Pavel Kachenko, Constantin Burcă și așa mai departe, li s-a atribuit de numele unor actori celebri sau unor regizori. Alexandru Giugaru, Sica Alexandrescu, Grigore Vasiliu Birlic. Da. Și așa mai departe. Care sunt și până în ziua de astăzi. Da, nu? Și care, da. Da, și sunt până în zilele noastre. Uite, să mai ne uităm puțin la vile și în stânga și în dreapta. Apare acolo și o construcție nouă între ele. Da, bine că nu sunt prea multe. Da. Bun, am ajuns în celălalt capăt al străzii Ion Maior Caravu. Da. În stânga avem fostul liceu sportiv numărul 37. Asta era denumirea din anii 80-90, nu știu în zilele noastre cum se cheamă. În dreapta avem un șir de blocuri dispuse paralel, ridicate în anii 60. După ele urmează blocurile sovietice, să zicem, ridicate în anii 50, în a doua jumătate a anilor 50, deci imediat după ce se termină acest bloc. Iar după blocurile sovietice urmează și strada, și începând cu strada Victor Manu, urmează cartierul Vatra Luminoasă, care, așa cum am spus, în cele trei etape, casa construcției a ridicat circa 700 de locuințe, în care au locuit destinate muncitorilor și funcționarilor în jur de 2500, maxim 3000 de locuitori în toată parcelarea Vatra, da, Luminoasă. Da. Iar în spatele liceului numărul 37, în doua jumătate a anilor 20, s-a creat lotizarea Călărașilor, deci este o altă parcelă, dar un pic mai veche decât parcelarea Vatra Luminoasă. Ok. Iar aici, imediat în dreapta, după acest bloc, avem un bloc ridicat în anii 70, un bloc singurel acolo. Da, singur în peticul ăla, da, de acolo. Exact, uh-huh, înaintea Parcului Național, fost 23 august. Da. Și strada Ion Maior Caravu, care duce în cartierul Vatra Luminoasă. Da. Asta ar fi punctul terminus al turului nostru. Ok, îți mulțumim, ne bucurăm că ne-ai adus aici și că ne-ai arătat această parte a orașului. Și vă așteptăm și la următoarele materiale. Te salut!